Limitatorul de viteză se asigură că nu depășești o anumită viteză setată în prealabil. În acest fel, poți regla viteza în funcție de limitele de viteză în vigoare. Atunci când rulezi cu o viteză mai mare de 30 de km la oră, apasă acest contactor pentru a activa limitatorul de viteză. Apoi, pe tabloul de bord, apare acest martor luminos gri însoțit de mesajul limitator activ. După ce se atinge viteza dorită, apasă pe unul dintre aceste contactoare. Astfel, funcția este activată, iar viteza actuală este memorată. Pentru a modifica viteza setată, apasă acest buton pentru a o reduce și acest buton pentru a o mări. Atunci când se atinge viteza setată, nu mai poți accelera și vei simți rezistență la apăsarea pedalei de accelerație. Desigur, este posibilă preluarea temporară a controlului asupra accelerației vehiculului în orice moment, de exemplu, în cazul unei depășiri, prin apăsarea fermă a pedalei de accelerație dincolo de punctul dur. După cum vei observa, pe tabloul de bord, limita de viteză va clipi în culoarea roșie în timpul depășirii. Pentru a reveni la viteza setată, eliberează pedala de accelerație. După ce viteza setată a fost atinsă, ecranul va reveni la normal și limitatorul de viteză își va relua rolul. Pentru a trece funcția în stare de așteptare, este suficient să apeși pe acest buton. Viteza setată este memorată și rămâne afișată pe tabloul de bord. Pentru a reactiva această viteză, apasă odată acest buton. Atunci când funcția limitator de viteză este în modul de așteptare, apăsarea acestui contactor reactivează funcția fără aplicarea vitezei memorate. Este aplicată viteza la care rulează vehiculul. Pentru a dezactiva complet funcția, apasă pe acest contactor. Martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge, iar viteza salvată este ștearsă. La coborârea pe o pantă abruptă, este posibil ca limitatorul de viteză să fie temporar indisponibil. În acest caz, viteza memorată clipește în culoarea roșie pe tabloul de bord și, la intervale regulate, este emis un semnal sonor pentru a te informa că ai depășit viteza setată. Trebuie să folosești frâna pentru a controla din nou viteza. Reține că această funcție este un sistem de asistență la conducere suplimentar, care nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența ca șofer. Fii întotdeauna atent la condițiile de trafic și la mediul înconjurător.